Bună ziua! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în sală. Sper să fie ceva plăcut. O să începem cu o rugăciune condusă de Părintele Stareț, Atanasie. Tatăl nostru domnesc! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în cer, o sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta, că se voia Ta. Cu noi este Dumnezeu, ca să o har, ca să o iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.